Domnul Iisus, e clar că te închini în fața chipului acelui veac, nu? Oamenii fac orice ca să placă, dragii mei, stăpânului acestui veac. Ascultați ce spune Biblia despre Iisus Hristos, Ioan 14 cu 30. Pentru că și Iisus a fost provocat cu această închinare, cu această ispită. Nu voi mai vorbi mult cu voi, căci vine stăpânitorul lumii acesteia. Dar ce frumos, el n-are nimic în mine. Dragii mei, e atât de greu să stai de vorbă cu cineva care te-a cumpărat cu ceva. Știți că cele mai scumpe lucruri sunt alea care le primești gratis. Și sunt astfel de oameni care vor să prindă ori un slujitor, ori pe cineva, să-i dea ceva. Nu spune că e în numele Domnului, că nu pentru aia dă. Ar vrea să-i facă ceva, ca peste ani de zile să-l aibă la mână. O zis Iisus Hristos, diavolul vine, vrea să mă aibă la mână, dar n-are cu ce. Pentru că eu trăiesc în sfințenie. Doamne, ajută-ne și pe noi să facem la fel.